Bună ziua, stimați telespectatori! Ne bucurăm că suntem din nou împreună pentru o scurtă emisiune de doar o oră, pentru că toți care prin feedback primesc mesaje și tot spun că este foarte scurtă emisiunea, care vrea să stea mai mult, sunt cei de peste hotare, frații noștri români care suferă. Vedeți, asta e o mare suferință. Nimeni nu poate să înțeleagă acest lucru, doar cei care au fost plecați. Am încercat și personal acest sentiment, vă spun sincer, trăind într-o zonă urbană, având apetență către cultură, către cărți de valoare, către, și către muzică, o muzică de anumită sorginte, în cel mai rău caz, cea mai ușoară era o muzică de rhythm blues, să zicem, cântată mai mult de cântăreți de jazz. Deci asta era, în acest context am fost educat. Vreau să spun că când am plecat din țară, 3 ani jumate, Olanda, Statele Unite, New York, Astoria, unde am fost, Patria Ecumenică, apoi la Biserica Rusă, sub mitropolitul Ilarion de atunci. Vreau să spun că am încercat sentimente teribile. Eu care nu mă așteptam, nu-mi plăcea niciodată, nu mi-a plăcut muzica populară. Când mă apropiam de graniță și prindeam la radio muzică populară, sigur, era pe medii, unde medii, vreau să spun că m-am trezit că îmi curg lacrimi din ochi. Nu știam, am zis, măi, praf. Era fost ceva absolut incontrolabil. Deci, ca să spunem, deci nu se poate înțelege, vă spun sincer, decât numai de cei care au fost afară și care au suflet în ei, mai sunt și așa numiții hominizi, carcase fără suflet. Se întâmplă și minunea asta, pentru că sufletul se concepe atunci când e fuziunea de iubire între mamă și tată. Atunci se întâmplă minunea, cei doi părinți devin co-creatori, împreună creatori cu Dumnezeu Tatăl, și pe această energie a iubirii se concepe și vine sufletul și se așează toate structurile. În niciun fel altfel. Altfel putem spune că construim androizi locuiți, animați, vedeți, anima și animus este energia vitală, dar nu este suflet. E o mare diferență. De aceea, probabil că și viitorul este, va fi sumbru atât timp cât acești hominizi vor ajunge să dirigeze destinele altora. Pentru că neavând suflet, neavând limite morale, neavând conștiință, aceste ființe, cum ne poți să spui oameni, sunt de neoprit. Deci ei numai când își pun în cap ceva să facă sau sunt au ordin să facă ceva, sunt ca niște mașini de ucis. Sigur, sociale, dar nu neapărat numai sociale, și în domeniul militar la fel se va întâmpla. Asta vreau să vă spun, că în realitate cam asta e. Suntem în același timp în lumină și în întuneric. În același timp trăim un rai, în același timp și un iad. Depinde de noi cum ne situăm, depinde de noi, de realitatea noastră interioară, cum putem să reușim să o proiectăm ca să ne creăm și realitatea exterioară. Este foarte complexă viața aceasta și este greu. Acum, încercând să fim alături de cei care sunt departe, ne gândim la ei pentru că noi știm ce înseamnă să fii departe de pulsul, de vibrația pământului nostru sfânt. Există un ritm, există o armonie a pământului, un cântec al lui, ceva apropo de doină și de dor, ceva care trece dincolo de câmpurile morfice, ceva care este dat de aurul monatomic din acest pământ, ceva dat de aceste minerale rare care numai în țara noastră se găsesc. Și e bine că mulți nu știu despre ce este vorba. E foarte bine să dea Dumnezeu să nu se afle decât atunci când omenirea va avea un nivel de conștiință suficient de avansat pentru a
nu folosi anumite lucruri în scopuri negative. De aceea vă spun, această vibrație ne unește pe toți, deci cei care avem suflet. Este greu. Știu ce înseamnă să nu ai nici măcar un îndrumător, un mentor, un păstor la care să te adresezi, să te ajute, să-ți înalți, să te învețe cum să-ți înalți rugăciunea și inima către Dumnezeu. De fapt, în realitate, să-ți readucă aminte cum este să fii om, ce înseamnă nostalgia paradisului, cum am fost cândva copii în rai și ne jucam cu îngerii care au partenerii noștri de joacă și eram în raiul, era o grădină din care toți copiii cobor și se nasc. Și de aceea botezul cel adevărat, valid, vedeți ce cumplit, că mai puți, foarte puțin mai știu ce înseamnă asta, e acela în care copilul când intră în biserică să fie botezat, se bucură, râde, gângurește, vede, își regăsește partenerii de joacă, Dumnezeu Tatăl, Creatorul, toți sfinții care sunt acolo în duh, în momentul în care este botezat. De ce unii copii urlă, răcnesc și simt o durere sfâșietoare, parcă i-ar fi ars ceva cu focul, parcă s-ar înspăimânta? Vedeți ce se întâmplă? Există, din păcate, și situația aceasta în care bisericile, unele s-au golite de har, slujitorii, unii dintre ei, sunt deposedați de har, alții nici nu l-au primit măcar. Și uitați, așa e un fenomen care se răspândește. Asta este realitatea. Asta este realitatea. Cum ne situăm noi, aici este durerea, că intenționam, vedeți, apropo de brainstorming, vă spun la primele emisiuni, dar și conferințe, nu venim cu un subiect neapărat special, nu ne pregătim niciodată, n-ai cum să te pregătești pentru o emisiune sau o conferință. Dacă te-a înzestat Dumnezeu cu o bibliotecă în creier, folosește-o, e un dar al lui Dumnezeu pe care tu să-l răspândești. Dar dacă folosești asta ca, și ca un examen, ca o școală, chiar dacă este din politețe, trebuie să te pregătești, dacă e ceva deosebit de spus, nu ar fi fair play, pentru că trebuie să dai din prea plusul, prea plinul inimii tale. Și aici vorbim deja, iar revenim, vedeți, fizica cuantică, procesorul cuantic din inima fiecărui om. Acel procesor, acea structură moleculară din superioritatea mușchiului cardiac, în care se regăsesc structuri neuronale, creier, pur și simplu materie cenușie, dar vedeți cenușie, mai degrabă creier cu materie cenușie, se confundă, materie cenușie nu e chiar cenușie, mai există și materia albă care se află la mijlocul celor două emisfere și prin care se face transferul de informații din cele două emisfere. Deci, lucrurile sunt mult mai complexe. Important e că există un creier al inimii. Și există și un creier în zona umbilicului, corespunzător tantienului inferior. Acolo, orientalii spun că e oul bindu sau sămânța conștiinței. E pe undeva, interesant, este un agregat, chiar așa este, să știți, în zona aceea, un agregat. Orientalii spun că pe acolo este energia kundalini care se creează în superioritatea osului sacru la baza coloanei vertebrale. Depinde cum stai. Dacă stai aplecat cum stau isihaștii noștri pe acest scăunel cu trei picioare și stai aplecat și în poziția gântelului hamangea cu mâinile puse la creșteri, formezi o formă de piramidă, unghiul de 52 de grade și în această poziție când te rogi, creezi deja o energie de formă. Nu mai vorbim de energia kundalinică, trebuie să ridice vertical, trebuie să stea perfect, să stea perfect drept cu spatele. Aici este inclinată, energia de formă e altceva. Și când stai cu privirea în interior, deja spuneau așa, erau poreclis cei din timpul, din 1350, secolul 14, din ucenicii lui Grigore Palama, privitori la buric, li se spuneau, pentru că ei când stăteau în timpul rugăciunii cu ochii în jos, priveau în jurul ombilicului, dar era cumva tangențial cu ombilicul și prelungind ajungea exact la zona aceea de unde coloana vertebrală
pornește și de unde se ridică energia Kundalini. Este interesant acest lucru pentru că pe această traiectorie, într-adevăr, se află această formațiune ciudată. E ca un nodul, se numește Olubindu, acolo se acumulează energia tantielului inferior. Sau câmpul de cinabru, spun în religie taoiștii, câmpul de cinabru inferior, cei care practică artele marțiale știu că în zona Hara aceasta îi trebuie să acumulează întâi energie, fac meditații înaintea unui meci, acolo și acumulează energie de anumită frecvență, dar nu este doar un depozit de energie, este și o structură neuronală, o minte, un creier, care gestionează acest tip de energie pe frecvența aceasta. Mai este alt tip de energie, în zona inimii, și cea energia spirituală, a tantienului superior. Foarte mult seamănă această împărțire a zonelor ezoterice ale anatomiei umane, seamănă cu împărțirea creștină, teologică, care vorbește de cele trei atribute sufletești, rațiune, sentiment, voință. La fel, în aceste trei zone corespunzătoare, iar când facem crucea, noi chiar unim activăm aceste zone. Când spunem numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, când spunem acest lucru, noi am unit aceste trei tantienuri și le configurăm spre o convergență. Din clipa aceea, Spiritul se unește cu sufletul și cu voința omului și se întâmplă lucruri fantastice, pentru că și mintea omului se pregătește de rugăciune. Alt fenomen ciudat, când se roagă cei de la Academia de Științe Cognitive din Moscova, au descoperit faptul că în timpul rugăciunii, zona neocortexului intră într-un fel de câmp de protecție, nu mai pot penetra, nu mai pot vedea sinapsele sau, mai precis, manifestarea energetică, electromagnetică a sinapselor, prin encefalograf și acești senzori și acei electrozi care îi puneau pe capul voluntarilor, nu mai puteau să primite mesaje în timpul rugăciunii. Totul se întâmpla undeva în interior, într-un fel de câmp de protecție, apropo de rugăciune. Și tot vorbind de acest obindu de conștiință, să știți că există într-un psalm, spune că și din pântece lui râuri de apă vie vor îi izvorâ. Râuri de apă vie se referă la cei care prin asceză practică abstinența, dar și orice om, orice creștin care ține post negru de preferat sau un post mai aspru, asceza aceasta care implică automat și psalmodierea trupului, pentru că metaniile mari, asta arată, forma lor arată ca un opt, în momentul în care cobori și urci, faci un opt, semnul infinitului. Așa cobori, urci, cobori, urci, într-un ritm, devine psalmodire, adică cântecul trupului. În timp se aude ca un fel de sunet, la început un foșnet și apoi ca un sunet. Percepem, ar fi un țuit, dar nu este țuit tinnitus acela al urechii, ci este alt sunet la care se ajunge prin această convergență a tantienilor, a centrilor energetici ai corpului. De aceea se fac metanile mari. Ajută la convergența atributelor sufletești, puterilor sufletești. Să știți că, dincolo de tot ceea ce știm noi din tradiție, din Sfânta Scriptură, tot este de o știință extraordinară. Ce am avut de curând o discuție cu absolvenți. Să știți că ne vină în grup, am fost acuzați, vână unii de parcursul nostru teologic. Nu trebuie, știți, Churchill, dacă vom fi atenți, dacă vom sta să dăm cu pietre în toți câinii care ne latră, nu mai ajungem la capătul drumului. Ceva de genul acesta. La fel și noi. Există reacții care se opun
nu la ceea ce spune, că toți se uită la virgule, caută, vânează greșeli, neinteresându-i, până la urmă, mesajul. Mesajul. Dom'le, ce vor acești oameni? Ce urmăresc? Acest preot care își periclitează viața, familia, pentru că noi am spus multe lucruri. Cine a fost atent a înțeles foarte bine, credeți-mă, că cenzura este puternică și noi am reușit să trecem cenzură folosind anumite moduri de exprimare, să facem ca oamenii să înțeleagă ce se întâmplă în univers, în lume, în societate, în politică, peste tot și în toată realitatea care înconjoară. Cine, ce este Matrix-ul? Noi am spus toate aceste lucruri și în loc să fim sprijiniți, chiar frații și prietenii noștri ne acuză și ne urmărește așa numitul parcurs teologic. Cine am fost, ce am ajuns, de unde, cine suntem noi de vorbim așa și că sunt mulți, în ghilimele, orbeți care ne urmează. Ok, cine urmează pe, și ăia care urmează pe alții, ăia cum sunt? Că aici este o chestie, deci sunt orbeți cei care ne urmează pe noi, exceptând faptul că în general ne înțelegem foarte bine cu oamenii cu pregătire temeinică. Ne înțeleg foarte bine oamenii care sunt extrem de bine pregătiți tocmai în domeniul acesta științific, la un nivel foarte înalt, avansat. Pentru că, să știți, cel mai credincios, cel mai autentic ortodox în varianta doctrinei oficiale, pentru că puțini știu aceștia care se cred teologi avansați, dacă îi întreb care e doctrina ortodoxiei, ei nu știu că este eliberat în 1352 Tomosul Constantinopolitanul Grigore Palama, care a fost, bineînțeles, caterisit. Și a fost, a făcut și pușcărie. Și atribuit, datorită capacităților mentale, să dovedească tuturor că asta era soluția. Credeți-mă, nu se poate altfel. Este un război al cuvântului, asta dintotdeauna a fost. Ori armele, ori în cuvânt. Războiul niciodată n-a fost pace pe pământ. Această formă tridimensională a lumii noastre este, de fapt, o închisoare, o dimensiune penitenciară pentru spirite. Aici este și o școală, de o școală mai mult disciplinară. Nu pot să spui că e pace, niciodată n-a fost, că dacă vedem ce frumoasă e natura, dar ia să ne apropiem puțin natura, ce anume din natură e frumos? Și te apropii de o floare, te apropii și mai mult și mai mult, vezi acolo, vezi ce frumoasă e, de aproape, vezi niște gâze, gâzele astea se omoară, se mănâncă una pe alta, apoi, mai aproape, pe pelicula, membrana plantei, o să vedeți bacterii ucigașe, microbi. Nimic nu este, e frumos în aparență, e o armonie, e altceva. E o armonie de culori, e o armonie chiar și a morții și a vieții care se succed într-o anumită ordine. Asta e armonie. Frumusețe în ceea ce credem noi, la nivelul acela spiritual, de odihnă spirituală, de reverie, aceea nu poate să existe în planul nostru tridimensional, ci doar în planul spiritual, în rai. În dimensiunea spirituală, da, acolo putem vorbi de fericire, de odihnă și mai departe. Nu aici. Și de aceea nu putem pretinde să avem liniște și sau să ne înțeleagă cineva. Și atunci ne restrângem doar la mesajul lui Hristos, care a spus, Părinte Sfinte, nu mă rog pentru lume, ci doar pentru cei pe care mi-ai trimis. Și ne restrângem doar pentru cei care ne înțeleg și de aceea vă spun că am avut de curând discuție cu nu absolvenți, ci doctori în fizică atomică și-au dat doctorat în fizică atomică, oameni care lucrează pe platforma Măgurele sau la Institutul Horia Hulubei sau cel de lasere, pe aceeași platformă, dar este alăturat. Oameni cu o pregătire incredibilă. Vreau să vă spun că oamenii aceștia care la micul dejun servesc spațiile de fază și spațiul Hilbert sau vorbesc de atractorii fractalici la micul dejun, cum v-am spus, oamenii aceștia înțeleg perfect ceea ce spun, înțeleg perfect adevărat ortodoxie, înțeleg perfect ce înseamnă să fii credincios autentic, dincolo de formă de gând, dincolo de cuvânt. Asta este o credință profundă, multidimensională. Ei înțeleg ce înseamnă multidimensional. Înțeleg perfect. Ei asta
asta e pâinea lor. Și înțeleg ce înseamnă să fie credincios. Din păcate, din păcate, cineva care nu știe, eu nu am născut învățat, normal că am învățat, m-a atras acest lucru și am reușit să-mi regăsesc credința prin cifre, prin științe exacte și mi-am dat seama că dincolo de matematică și de fizicile înalte ale sistemelor speciale, fizice speciale, matematicile speciale, dincolo de ele există măestrie, există o artă, există poezie, așa cum Dan Barbilian, Ion Barb, era matematician, dar un poet extraordinar. Pentru că dincolo de cifre există o fel de muzică a sferelor divine. Muza cu adevărat, aceea e una singură, nu sunt muze. Duhul, inspirației, se regăsește atunci când înțelegi limbajul lui Dumnezeu. Iar acesta este un limbaj matematic. Din clipa aceea nu mai există decât axiome sau paradoxuri matematice. Nimic altceva. Totul în jur încep să vezi sub formă de cifre. Tot, absolut tot. Atomii, aerul, moleculele, viața oamenilor, modelele care se succed în societate sau modelele în istorie, sunt modele fractalice, totul se repetă, totul are o logică. Asta descoperit de Edward Lorenz în anii 60, teoria haosului. Toate acestea se regăsesc în jurul nostru. Totul este de o poezie incredibilă și atunci abia înțelegi că nu există conflict nicăieri. Nu există greșeală sau factor aleatoriu, cum ne-ar place noi să credem. Nu. Chiar și factorul aleatoriu este prevăzut și calculat. În sensul în care omul, fiind factorul aleatoriu și voința lui, trebuie să atingă reperele din viață. Acele jaloane, apropo de preștiință, nu de predestinare. Putem spune predestinare relativă. E mai corect matematic, pentru că nu ai cum să nu atingi jaloanele. Sigur că sunt mai multe linii temporale. Un infinit. Și că viitorul nu poate fi cunoscut, pentru că omul oricând poate să schimbe traseul printr-un efort de voință și atunci accesează altă linie temporală. Dar și aceea este știută până în capăt. Dacă tu schimbi destinul, tu nu mai ești pe linia aceea, ești altă linie temporală. În alt univers este o diferență uriașă. Prin voința omului, omul poate trebuie să schimbe ADN-ul, iar ADN-ul omul îl conectează la realitatea înconjurătoare. Prin ADN-ul nostru, care este o antenă de emisie recepție, ne suntem conectați la realitate, la factorii realității. Mă refer la stringurile universurilor, la aceste forțe și energii și legi care ne fac să facem parte dintr-un sistem complex, dintr-un ceansornic uriaș, cum spunea Kant. Vedeți, de ce spun toate astea? Pentru că este necesar să înțelegem lucrurile, frumusețea dincolo de formă și să înțelegem că dacă am ajuns să gândim așa, irelevant, redundant să mai vorbim despre parcursul teologic al cuiva. Suntem spirite și ceea ce dorim să facem este un demers logic, rațional. Pentru că văzând ce se întâmplă în societate, realizăm faptul că ea nu aparține omului. Societatea este o creație artificială. Și o să spun imediat ce înseamnă Hrist și Antichrist. Sper să avem timp. Antichristul, vedeți că întotdeauna s-a vorbit despre gemenii divini. De Zamolse, cei doi Zamolse, de cei doi Apollo, deci întotdeauna sunt mesaje venite ancestral pe linia mitologiei, că sunt simboluri care traversează timpul, încriptați în simboluri aceste mesaje, dar ele sunt de știință foarte înaltă. Când vorbim de gemeni, vorbim și de Hrist și Antichrist. De aceea a fost o multă perioadă de timp când și acum mai sunt considerate erezii faptul că Hristos a avut un frate, că nu el a fost răstignit pe cruce, ci fratele lui. Acum vă lăsăm să vă gândiți, să vă șocați puțin, să înțelegeți, dar o să vă calmez, fiindcă
doar o să explicăm fenomenul, nu o să spunem că Hristos a avut un frate, dar o să explicăm de unde vine această idee și pentru aceasta luăm o mică pauză și o să revenim ulterior. V-am spus că Hristos a avut un frate. Mai precis, un alter ego. O dublură, mai precis. Ca să înțelegeți, trebuie să cunoașteți informația. Deci nu avem timp, căutați pe Google, fiindcă este mult de discutat. Două fenomene care se întâmplă la eremiții orientali. Sunt două tipuri de creații umane, proiecții pe care ei le folosesc în ajutorul lor. Cei care sunt eremiții, care sunt în peșteră, ocupați numai cu meditația, nu au timp să se ocupe, să aprindă focul, să care apa și atunci ei creează pentru perioade scurte de timp, de la o săptămână la trei săptămâni, așa numitele ființe umane, ucenicii, creează mental din aer, din molecule de aer, creează o formă care îi ajută la treburi, se cheamă tulpas. Tulpasul, vedeți, este o alternativă a tulpasului, se cheamă Idam, cu Y. Idamul este tot o entitate creată prin proiecție mentală atunci când ei vor să acceseze planuri superioare în jocul acesta al evoluției, dar nu mai au maestru. Tot așa, sunt izolați și trebuie să ajungă la un maestru ca să apropo de inițieri. Deci, dar ei nu consideră inițieri, înseamnă ghidaj pentru o frecvență mai înaltă. Și n-au pe cine să acceseze, este foarte departe, deci din punct de vedere tehnic n-au soluții. Și atunci ce fac? Își proiectează tot așa mental un maestru care trebuie să fie superior lor, bineînțeles că lor accesează sine superior, de acolo primesc, înzestrează acea entitate, tulpasul este tăcut, e mut, el decât execută niște ordine. Pe când idamul este mai mult, mai inteligent decât creatorul lui. Tot așa, proiecție mentală. Să știți că în Occident există ceva similar, occidentalii, deci cabala creștină sau iudaică, folosesc creație, golem. Tot așa, golemul este o statuietă de lut în gura căreia se pune un bilet cu numele lui Dumnezeu și o mantră, un sunet, un ritual special făcut când îi pune numele divin, acel bilețel îl pune în el, unii spun că chiar în interiorul lui, ca să nu poată să fie scos, așa, îl primește viață și devine viu și tot așa execută ordinele creatorului. Astea sunt lucruri care s-au întâmplat nu de mult în perioada interbelică, prin Praga, și acum există un turn, un ceas acolo care este sigilat și nimeni nu știe cine este și cum, ce s-a ascuns acolo, pentru că un autor, Gustav Meyrink, autorul cărții Jurnalul unei iluminări, este nepotul rabinului care a creat acest golem și el chiar scrie cu detalii cum s-a făcut acest golem, în ce condiții, știau toate. Sigur că încifrat, tot așa, mesajul este cumva codat, ca să nu poate să fie la îndemâna oricui. De ce spun toate astea? Ca să înțelegeți realitatea care ne înconjoară. Apropo de parcurs teologic, m-a obsedat asta. De ce oamenii vor să știe detalii din viața? E adevărat, și asta contează, pentru că statura morală unui om îi dă dreptul de a avea autoritate într-un domeniu, cum este la noi în domeniul moral. Trebuie să... Nu poți învăța, n-ai voie, n-ai dreptul să înveți pe cineva dacă tu, prin exemplul tău, nu oferiți adevărată învățătură. Asta este ca la copiii mici. Până la 7 ani, copiii stau exclusiv în stare teta, maxim alfa creierului, în care ei, lor, în acea frecvență a creierului, tu nu poți să îi obligi rațional să învețe ceva. Nu poți să le spui, trebuie să faci asta pentru că. E prostie. Educația, din punctul ăsta de vedere, este total destructivă. Oamenii abia acum au început să înțeleagă, în urma marilor experimente ale lui Stanislav Grof în psihologie transpersonală și tuturor celor
aici și psihologia copilului, în care au aflat că, într-adevăr, copilul, prin această transă, până în 7 ani, până își calcifică glanda pineală, în care sunt într-o permanentă legătură cu divinitatea sau cu sinele superior, prin acel hormon al lui Dumnezeu, dimetiltriptamina, pe care copiii toți l-au și cei, mă rog, acum, din ce în ce mai puțin, că în urma n-am voie să pronunț un nume, vedeți, apropo de cenzură, să dau amenzi, dar noi să veți înțelege despre ce este vorba, sunt anumite injecții care se fac la copii și prin care această glandă pineală este calcificată, este distrusă, asta se urmărește și copilul din clipa aceea devine agitat, intră ori în ADHD, ori în stări agitate, neatenți, ori apatici, ori în autism, pentru că pierd conexiunea cu divinitatea sau cu energiile cosmice la care este racordat în mod natural, firesc, prin naștere. Așa este, sunt născuți oamenii. Și dacă le tai această conexiune, le tai accesul la ei. Adică sunt ca și cum ar fi mutilați. Și de aceea sunt așa agitați copiii. Dar în mod natural și firesc, copiii care nu sunt influențați pe acest aspect, ei stau în stare de teta profund. Și de aceea mulți copii, să vezi la bebeluși, se uită la om, se uită deasupra creștetului. Cel care vorbește cu copilul crede, mă, ăsta nu vede bine, ce se uită deasupra mea? Păi se uită că vede ceva colorat, frumos acolo. Sau când se încruntă, vede ceva care nu e în regulă. Ei văd aura omului. Și atunci, cum să îi înveți tu pe copii? Științific, curricular, ludic, cum zic unii. Haide să fim acum pretențioși și să urmăm parcursul teologic și să vorbim academic. Cum să distrugi un copil? Pentru că acel copil doar empatic și prin exemplu personal, el imită, el nu raționează ceea ce face, el imită. Și prin imitație îl poți educa. Iar asta se întâmplă în orice domeniu spiritual, chiar și la adulți. Nu poți să-l spui unui om, fă asta pentru că așa. Niciodată nu o să funcționeze. Dar dacă faci din exemplu personal un model, atunci e posibil ca acel om să te urmeze. Asta a făcut Hristos. El a știut nivelul de conștiință care se afla omenirea în acel moment. Și atunci majoritatea învățăturii era prin parabole, metaforic, când se adresa direct subconștientului, învelea mesajul criptic ca să poată să păcălească rațiunea, să ajungă direct la subconștient. Rațiunea ar fi filtrat și ar fi blocat informația. Pentru că oamenii erau deja setați spre autodistrugere și în mod automat n-ar fi primit ceva din afară care să-i ajute să evolueze. De aceea Hristos a învelit mesajele în parabole. La fel, să știți că se întâmplă și la ora actuală. Noi am zis, nu putem urma în societatea aceasta, și o să vedeți, ideea este de mult implementată, începând cu Fourier, falansă de Fourier, începând cu Nicolae Bălcescu, care a încercat și el să implementeze Parlamentul de atunci, Adunarea Națională, să implementeze acest model al falansterului, începând cu Aurovilului, Shri Aurobindo Ghosh, un ucenic și un contemporan al lui Mahatma Gandhi, care și el, la rândul lui, a fost influențat de principiile și teoriile lui Lev Tolstoi, care a creat mișcarea tolstoismului și care a fost baza Revoluției Bolșevice, care a luat doar partea negativă, nu și cea pozitivă, pentru că inițial tolstoismul a fost inspirat de Ioan Gură de Aur. Multe taine sunt de spus. Jack Fresco, vedeți, proiectul Venus, același lucru vorbesc și ei. Anastasia, din cărțile Vladimir Megre, care tot așa spune despre din Cedric, sunătorii Rusiei, vorbește despre o femeie șaman care trăiește în simbioză cu natura, natura fiind personificată ca o entitate care poți vorbi, și a spus că soluția salvării planetei stă în microcomunitățile acestea, care s-au făcut, sunt deja, numai în Rusia sunt peste 384 de comunități, pentru că președintele
acestei țări, acum vreo 10 ani, a dat o lege prin care se atribuia fiecărui cetățean care vrea să se creeze aceste comunități un hectar de persoană gratuit. Și de aceea s-au înființat peste 324, dar s-au dus în acest mod, s-au retras, s-au organizat în aceste comunități foarte mulți miliardari, oameni de top, oameni din vârful societății care au fost foarte bine pregătiți din toate domeniile, din domeniul IT, din economic, au fost membri CEO din corporații bancare, deci nu oricine, oameni care cunoșteau niște lucruri și s-au scârbit, pur și simplu au zis că nu este normal, trăim o viață falsă. Trăim viața altora sau alții ne trăiesc viața noastră. Suntem trăiți de cineva, dar noi nu ne trăim viața noastră. Suntem străini în propriul trup, în propria realitate creată de alții. Trăim o minciună și majoritatea au ajuns la această concluzie, până la urmă sunt o logică simplă, și au creat aceste comunități. Sunt reguli, sigur că da, aceste comunități nu sunt haotice. Au reguli de redescoperire a sinelui, de redescoperire a evoluției naturale firești a omului, așa cum a fost el creat, că trebuie să fie în simbioză cu natura, cu cosmos și cu toată creația, în care omul are să ne cu cele două sisteme, care acum se află despre ele, credeți-mă, pare banal, dar nu este, pentru că ele au conotații mult mai profunde. Sistemul imunitar și cel de autovindecar. Ba, toată lumea știe, da? Dar nu știm ce implicații, nu știm care sunt celulele, toți știu de auze cele STEM. Dar foarte puțin sunt cei care înțeleg de ce aceste cele STEM se specializează și devin celule, de exemplu, din mucusul gastric sau celule care formează alveole pulmonare. Aceeași celulă. Cum se specializează? Că ea nu are mintea ei, să zici, care un pe câmpul morfogenetic și că e inteligență în afara corpului exogenă. E o teorie, sigur. E acela de nefantomă. E un proiect care există în corpul omului și care acesta, bine, ăla e proiectul, dar unde este inginerul? Proiectul e făcut de un arhitect. Bun, să zicem, un mental superior, sine superior. Dar unde este inginerul care dirigează cel la STEM? Ea este o materie primă, dar cine o manipulează? Cine o duce și o face să răspândească, să creeze structuri celulare? Și s-a aflat ulterior, telocitele, care tandemul între telocite și cele STEM creează acest sistem minunat și sunt multe lucruri de spus. De ce spunem acestea? Pentru că trebuie să facem un salt și gnostic și stohastic, de mod de gândire, un salt de conștiință, să trecem peste frontierele minții noastre și să abordăm realitatea în alt mod. Acum nu spunem, haideți să fugim toți în munți. În primul rând că sunt foarte puțini care au această vocație, foarte puțini. Și din cei puțini, foarte puțini care au curajul să facă. Din cei care au curajul, foarte puțini care își permit să facă acest lucru. Deci ajung cam vreo 1% din cei care sunt de acord. De aceea nu e un pericol pentru conducătorii acestei planete care trăiesc din sclavagism. Nu va fi deranjat niciun fel sistemul. Sunt foarte mulți iubitori de sistem, știți, foarte mulți care înțeleg perfect ce se întâmplă, dar le place așa. Adică nu este un risc să se strice un echilibru. Iar cei care sunt amprentați și aparțin unui mod de viață, vor merge în continuare acolo. Însă sunt ceilalți cărora noi ne adresăm, un număr, din păcate, redus de oameni care înțeleg șansa vieții lor, înțeleg că se poate schimba și realitatea, și interioară, și exterioară, și că poți trăi un paradis încă în această viață, așa cum este el acolo, acești oameni înțeleg și ne vor urma. Comunități, vedeți, Anastasia, la noi în țară, autentice, încă nu există. Noi o să le facem, cu ajutorul lui Dumnezeu, să sperăm că o să facem o comunitate. Dar de ce am spus la plural? Pentru că sunt multe zone din grupul nostru, oameni din toate părțile zonele țării și care le-ar place, sunt apropo de câmpuri morfogenetice, le-ar place să fie în zona lor. De exemplu, cei din Ardeal, zona, eu știu, le-ar place Hațeg, că e vorba de orașul subteran
al lui DCN-ul. Vorbim de, să mă rog, a gatârșilor, creat încă de atunci. Vorbim de, l-ar convine zona aceea, vorbim de cei din Moldova, vor Piatra Neam sau Iași sau, sau Buzăul. Sau, să știți, toate lucrurile sunt, acela este un pol energetic. Nu există așa ceva. Orice, fiecare centimetru pătrat de pe teritoriul țării noastre este magic. Și știu foarte bine, am proprietatea cuvintelor, este magic. Deci ele nu este numai ceea ce se vede. Este și un tărâm nevăzut în spatele lui. Așa e creată zona noastră. E ceva, s-a întâmplat aici, a fost cu mult timp înainte și sunt niște uși care nu sunt total închise. Multe dintre ele sunt chiar larg deschise, în care poți vedea dincolo. Dar e interesant că nu numai că poți vedea, poți să te și duci dincolo. Asta înseamnă tărâmul nostru, pe un picior de plai, pe gură de rai. Și nu există un loc mai puțin sau mai mult energetic. Peste tot sunt locuri minunate, sigur că acolo unde e un pol puternic de lumină este și unde întuneric, obligatoriu. Că tocmai vorbeam de Antichrist. Hristos a fost polarizat, s-a polarizat din clipa în care a ținut post negru. Știți ce i-a zis diavolul? Cele trei ispitiri. Pâinea, închină-te mie și dacă mi te închin mie tot ceea ce vezi îți voi da ție. Și erau trei ispitiri. Toate acestea se zice ca o logică, un parcurs, o evoluție. Dacă e logic, n-ar fi putut să cadă Hristos în aceste capcane. Par simple pentru noi. Dar după 40 de zile în care de post negru, care înseamnă post negru, știți ce înseamnă? Retragerea tuturor celor 5 simțuri. Deci prin post negru nu auzi nimic, nu vezi nimic, nu simți tactil nimic, că de aceea s-a retras Hristos, El, Fiul Dumnezeu, a avut nevoie, uitați, într-o peșteră, într-un pustia Carantaniei, acolo a postit, să nu simtă când bate vântul, fiindcă era simț tactil, s-a retras din simțuri. Asta înseamnă post negru. 40 de zile și abia după aceea, dumneavoastră știți, unii sunt șocați, nu știu cum să spun mai delicat. Există în corpul nostru așa numitul microbiom, între 1385 de grame și 7 kg, care ne spune că sunt paraziți. Dar paraziții aceștia includ și mitocondriile, care au ADN mitocondrial, nu e ADN uman. Și sunt cu ADN non-uman, peste 90% din celulele corpului uman. Din când 100.000 de miliarde de celule, 90.000 sunt cu ADN non-uman. Acestea se hrănesc prin hrana care o ducem noi în structură, în fizic, prin sistemul digestiv. Dar partea umană, cealaltă, care e de calitate 10%, se află sub 7 kg daltoni ca masă moleculară, care asta înseamnă că ele se comportă ca și parchet de unde, ca și energie pură. Deci corpul nostru, 10%, se poate comporta ca energie pură. Este partea strict umană, care nu are nevoie de hrană fizică, ci de energie care poate capta din exterior. Nu spunem din cosmos, din exterior, de oriunde. Energia de punct zero, care se află peste tot în jurul nostru. Asta este un lucru care, vedeți, s-a aflat abia acum. De aceea cei 40.000 de autotrofi care trăiesc acum pe Pământ se hrănesc cu această energie. De aceea cei care țin post negru mult timp. Eu am ținut 7 zile, atât a fost limit. Dar nu că nu puteam. Realmente trebuia să aveam treabă și nu puteam să ții post negru dacă nu stai într-un anumit mediu izolat. Dacă ai ieșit în lume să-ți faci. S-a terminat, lumea e post negru. Fără apă, fără mâncare, fără 7 zile. Dar vă spun că nu simțeam nevoia să mănânc nimic. Eram foarte ușor, ca un fulg. N-am slăbit în greutate, s-a stabilizat greutatea corpului, nici după, nici, deci nu s-a întâmplat nimic. N-am simțit nimic negativ. Tot a fost, primul decât 2-3 zile ulterior, simțeam că plutesc. Și asta mi-au spus-o și alții, care au ținut mai mult. Unii cu cine am vorbit-o 10 zile, dar altul spunea că 40 de zile, nu știu, a fost acum... pe știri dat o persoană care a ținut câțiva ani, tot ține învățat de Valeriu Popa din anii 90 și care ține atunci, el recomanda post cu apă distilată ca să omoare cele tumorale din corp. Și cel care ține post negru, acum la fiecare 2-3 ani, el ține post negru, fără probleme, 40 de zile.
Deci nu este imposibil. Dar ce se întâmplă atunci? Celulele care nu au ADN uman se atrofiază, mor. Dar problema este că paraziții aceștia sunt extrem de inteligenți, v-am mai spus, sunt de 2 miliarde jumate vechime, ani pe pământ, sunt mult mai inteligenți ca oamenii, dar dacă este corpul mic, n-au nici sistem respirator, n-au nimic, cum sunt inteligente? Da, inteligența lor este exogenă, în afara corpului lor fizic și este colectivă, conștiință colectivă, sunt foarte inteligenți și atunci dacă tu omori corpul lor, nu le afectezi cu nimic. Iar când pe Hristos a ispitit, nu a ispitit un anumit diavol, ci chiar Hristos însuși, care i-a clonat corpul și din afara corpului lui, cu aceleași puteri, cu aceeași inteligență, același nivel, identic cu el, îl ispita. Asta este ideea. Pentru că acea inteligență se răzvrăta prin faptul că ce faci? Mă scoți din tine? Păi eu sunt de milioane de ani, sunt în simbioză, trăiesc cu tine, te-ai născut, m-ai moștenit. Noi avem creier reptilian, noi și râdem de reptiloizii care conduc planeta, pe toți avem creier reptilian. Suntem luminoși și buni, să fim serioși. Toți avem creier reptilian activ care funcționează, pentru că s-au făcut intervenții genetice asupra evoluției umane de 3 ori și se vede când se taie, se face o secțiune mediană pe creier, se știe asta. O să vedeți în manual de anatomie, o să vedeți encefalon triun, cele trei creiere care le avem. Creierul reptilian, sistemul limbic și neocortexul. Sunt lucruri care trebuie să le știm. De ce nu le știm și la râdem cum trei creiere? După da, ignoranțe, așa râd, sigur că da. Vedeți de ce se întâmplă nouă nenorociri în viață? Pentru că ne confruntăm cu ignoranța altora. Repet, definiția absolută a răului, dată de maximă mărturisitorul în anul 622, chiar când în anul morții sale, că i s-a tăiat limba și mâna dreaptă ca să nu cumva să mai ilumineze pe oameni. Era consilierul, un om extra, un sfânt, sigur, da, dar consilierul împăratului. L-a spus, definiția răului este așa. A diavolului, cum vrem să spunem? Răul în sine, nu contează. Necunoașterea cauzei lucrurilor. Este fabulos. Este fabulos. Pentru că în momentul în care cunoști cauza lucrurilor, se aprinde lumina. Pur și simplu. Și din acel moment, tenebrele dispar, întunericul dispare evanescent, apare lumina, să fie lumină. Asta este forma absolută a oricărui tip de exorcizare. Lumina, înțelegerea. Și abia ulterior poate să vină iubirea și dragostea, că nu poți să iubești ceva ce nu înțelegi. Vedeți, aceștia sunt pașii. Sunt foarte multe de spus. Comunitățile care le facem noi, pe asta se bazează, pe o empatie și pe valori comune a unor oameni inteligenți, pregătiți, oameni de suflet, acum să știți ce înseamnă diplome. Nu. Sunt oameni extrem de inteligenți care au noi nici 10 clase primare. Sunt oameni învățați de natură, oameni ai muntelui, oameni care îngenunchează, oameni cu 10 doctorate. Vă spun sincer, am cunoscut oameni de o inteligență extraordinară și aveau o cunoaștere care pe mine mă uimea, fiindcă le ceream bibliografia. Nu citise nimic, dar aveau o pregătire extraordinară. Îmi pare rău că trebuie să vă anunț finalul emisiunii. Vă spun, vă avem alături de noi, în sufletele noastre, cei care sunt departe, comunitățile noastre, orășele noastre, Anastasia, vă așteaptă cu drag. În incinta lor nu vor exista bani din start. Uitați de asta. Totul se va baza pe empatie și pe barter. Bine, sunt specialiști care se ocupă de aceste detalii. Suflet, lumină, inteligență. Asta este adevărata religie. Așa ne rugăm să fie toată viața noastră. Vă mulțumim pentru atenție. Vă aștept data viitoare.